de la acest eveniment, ultimul anul acesta, nu se ne reîntâlnim în ianuarie. Este consultant de branding personal și este prima persoană care vine mie în minte atunci când aud despre personal branding. Este blogger și traducător. Și în prezent este masterant în neuromarketing la Hamburg Media School. Corect, hai ține bine. Vă mărturisesc că eu personal mi-am făcut un cadou invitându-o pe Iulia la acest eveniment. Mi-a dorit foarte mult să o revăd, am văzut la câteva evenimente și mi-a plăcut foarte mult. Și sper să aveți și voi aceeași stare după prezentarea ei. Cel mai bine vorbim despre noi atunci când ne prezentăm aici. Și o să invit pe Iulia să mai spună câteva cuvinte despre ea și să-i dăm acum să înțeleg mai bine ce vor clienții mei sau șefii mei sau colegii mei, ca să-i înțeleg mai bine comportamentul. Cum ar fi să comunic cu ei mai bine, astfel încât mesajul meu să se ducă mai țintit? Cum ar fi să fiu mai vizibil, da? Să fie recunoscute meritele? Ei bine, unul din răspunsurile pe care vi-l propun în seara asta, fără a avea pretenția că este singurul, îl reprezintă brandingul personal în combinație cu științele comportamentale, și cu neuroștiințele. Trăim într-o epocă, zic eu, foarte, foarte, foarte interesantă și entuziasmată, cel puțin pe mine, mă pasionează foarte tare, în epoca neuropsicoeconomiei. Trăim în această epocă în care, în sfârșit, am început să renunțăm la ideea aceea de homo economicus, da, de persoană care ia toate deciziile pe bază strict rațională, întotdeauna cântărește beneficiile și costurile materiale și exclude orice fel de emoție sau iraționalitate din alegerile sale. Cercetătorii au început, datorită progresului neuroștiințelor și datorită infiltrării psihologiei în zona aceasta de economie, să înțeleagă mult mai bine care este comportamentul oamenilor, da? Și ce-i mâna pe ei luptă, ca să zic așa. Și ca să începem cu un exemplu care sper să vă intereseze, o să vă întreb ce legătură credeți că există între angajații neproductivi de la birou și lansătoarele la bară. Bineînțeles, angajații neproductivi, angajații care sunt neimplicați emoțional, este o mare pierdere pentru companie, produc pierderi, nu aduc câștiguri, evident, și cercetătorii din Statele Unite, nu cei britanici, au făcut o paralelă, da? Au urmărit o perioadă, o serie de dansatoare la bară și le-au pus să țină un fel de jurnal în care să noteze zilnic ce acțiuni cred ele că au făcut ca să le aducă mai mulți bani. Știți că ele trăiesc din tipsurile, da? Din bacșișurile pe care le dau bărbații. Ce credeți că ar putea să facă o dansatoare la bară ca să câștige mai mulți bani? Să se apropie mai mult. Să se apropie mai mult. Ok? Ce altceva? Să aibă o interacțiune, o emoție. Să interacționeze mai bine. Practic, sunt aceleași soluții la care ne gândim și când ne gândim cum să-i implicăm mai mult pe angajații noștri, nu? Că tot așa, să le punem cursul de comunicare, îi ducem la team building, să se împrietenească, da? Relaxing-i. Ok. Ok. E bine, care credeți că dintre toate acțiunile pe care le-au făcut dansatoarele la bară, ce credeți că le-a ajutat ca în anumite zile, în loc să câștige 185 de dolari, să câștige 335? Ce credeți că au făcut în acele zile? Care a fost acțiunea cea mai... Ei bine, zilele în care... zilele în care dansatoarele la bară au câștigat cei mai mulți bani au fost zilele în care erau la ovulație. Adică, acel fenomen din interiorul corpului, un fenomen
pe care nu putem să-l controlăm și care se declanșează ca un fel de, de program genetic, da? În zilele când suntem la ovulație, da, fără să fim conștiente de asta, comportamentul nostru se schimbă și chiar apar, apariția noastră se schimbă. Se pare că avem o piele mai luminoasă, avem mai puține coșuri, da, suntem mai atrăgătoare și așa mai departe. Da? Dar, evident că nu ne dăm seama de asta. Da? Deci toate, practic tot ce a trebuit să facă aceste dansatori a fost să fie la ovulație, da? Ca să câștige mai, mai mulți bani. Nimic din orice alte acțiuni pe care le-au făcut nu le-au adus o îmbunătățire semnificativă a banilor pe care i-au câștigat. Bine, acum o să spuneți, păi stai așa că dansatoarele la bar sunt bună, și dar noi suntem niște oameni serioși care lucrăm în companii, adică ce legătură are? Bine, s-au făcut literalmente zeci de studii în cadrul companiilor care au arătat același lucru. Comportamentul nostru este condus de forțe pe care noi nu le conștientizăm. Și o să vă dau doar câteva exemple. De exemplu, s-a constatat prin studii că dacă stăm pe un scaun mai moale, vom negocia mai prost. Persoanele care stau pe un scaun tare, negociază mai bine. În alt studiu, recrutorii care trebuiau să se întâlnească cu niște candidați, unul dintre ei s-a dat un clipboard foarte greu și unul era un clipboard ușor. Și statistic vorbind, s-a constatat că aceia care au avut în brațe un clipboard mai greu, au proiectat asupra candidatului pe care au vorbit un sentiment de greutate. Că li s-a părut că acea persoană a fost avut un status mai mare, dar a avut o greutate mai mare. Într-un alt experiment s-a constatat că dacă ținem în palme o băutură caldă, vom avea sentimente mai calde față de persoanele cu care vorbim. Da, a fost un experiment în care au fost invitați mai mulți voluntari să facă ceva, să rezolve un puzzle sau ceva de genul ăsta, dar în realitate experimentul era asta. Ei se întâlneau în lift cu cel care conducea experimentul și care ținea o cană de ceai caldă și o cutie și spunea doar frumos, ține și mie cana asta că nu pot să mă descurc. Da? Și voluntarii țineau o perioadă cana în mână cât, nu știu, cât mergeau cu lift. Da? Și apoi statistic vorbind, s-a arătat că au avut o abordare mai caldă, da? O părere mai bună despre persoanele cu care au interacționat. Într-un alt studiu s-a arătat că un magazin care a pus un covor mai pufos și a acumulat vânzările cu 15%. În ultimul rând, un profesor universitar care a constatat că studenții săi în mod frecvent trișeau și copiau la examene, i-a pus să citească codul de onoare al universității înainte de a da examen și numărul studenților care au trișat s-a redus. Da? De simplu fapt că i-a pus să citească codul de onoare, da? i-a condiționat ca apoi să aibă un comportament onorat. Vă invit chiar să căutați pe net, sunt foarte, foarte multe exemple de genul acesta, pe unul se numește priming sau amorsare. Am văzut că îi se mai spune în română și înseamnă, de fapt, folosirea unor stimuli din mediul înconjurător pentru a-ți influența comportamentul ulterior, dar fără ca tu să-ți dai seama. Mai am foarte, foarte multe exemple, dar aici aș putea să vorbesc despre ele o oră, dar nu are rost și vreau să mai acopăr și multe alte lucruri. Ideea de bază care este? Că suntem conduși de forțe pe care nu le conștientizăm, de care nu ne dăm seama. Și ținând cont de cât de multe aflăm acum prin economia comportamentală, prin neuroștiințe, prin toate lucrurile astea, toate experimentele astea care se fac, este aproape de datoria noastră să nu ne mai comportăm în felurile vechi, da? Să ținem cont, de exemplu, când suntem manageri și organizăm o ședință, nu numai de partea rațională, de faptul că, nu știu, trebuie să discutăm despre
ceva anume, dar poate să ținem cont și de perioada zilei în care punem ședința, de modul în care arată sala, de lumina din sală, de condițiile din sală și de ce nu chiar și de scaunele din sală. Da? Sau hai să ne gândim când ne ducem undeva, nu știu, când avem un interviu de angajare, hai să, în loc să stăm pe o canapea pufoasă înainte de a, de a intra la interviu, hai să stăm în picioare, da? Sau pe un scaun tare. Da? Pentru că în mintea noastră, neuronii noștri au niște legături foarte, foarte clare între anumit stimul și o anume stare. Da? De exemplu, un exemplu cu ceaiul. Ideea de băutură caldă, la majoritatea dintre noi, declanșează anumite imagini. Da? Ce fel de imagini? Cum am stat eu cu o prietenă, tot după masă, drăguță, într-o ceainărie, sau o duminică în care, care era urât și ploua și stăteam cu o cană de cafea caldă, wow, ce bine mă simțeam. Da? Și automat, în momentul în care pun mâna pe o ceașcă de cafea caldă, aceste senzații se, mi se declanșează. Da? Și la fel cu scaunul. Ideea de canapea foarte pufoasă, da? Mă duce cu gândul la relaxare. Da? Și atunci dacă mă duc la o negociere și mă așez pe o canapea pufoasă, voi intra într-o stare în care nu voi mai negocia atât de bine. Da? Chiar și obiectele pe care le ținem pe birou. Dacă ținem pe birou foarte multe obiecte metalice, ascuțite, da? Acestea se proiectează asupra noastră. Adică oamenii ne percep ca fiind niște persoane reci, dure. Da? Deci, un prim lucru pe care aș vrea să-l rețineți, da? Este că stimulul din jurul nostru ne influențează foarte mult pe noi și pe cei din jurul nostru. Da? Și că atunci când avem, nu știu, când suntem manageri și vedem că în companie există anumite probleme, haideți să încercăm, dincolo de măsurile astea clasice pe care le luăm, să trimitem pe aia la team building și nu mai știu ce, și să facem o campanie de comunicare în firmă, hai să vedem cum putem să facem mici ajustări, da? Să ne uităm, de exemplu, cum arată sălile de ședință, cum sunt decorate birourile, ce mesaje și ce poze sunt afișate. Da? De exemplu, s-a făcut un alt studiu. Voluntarii au fost puși de doi și mi s-a spus că să joace un joc. Și ei puteau să aleagă o strategie colaborativă, adică să colaboreze, să joace împreună acel joc, sau o strategie individualistă, adică fiecare pe cont propriu. Unora mi s-a spus că jocul se numește jocul comunității, iar altora mi s-a spus că jocul se numește jocul Wall Street. Da? Cum probabil vă așteptați, cei care mi s-a spus că jocul se numește jocul comunității, au ales să colaboreze. Da? Iar cei care li s-a spus că este jocul Wall Street, au ales o strategie individualistă. Da? S-a arătat că simplu fapt de a vedea imagini cu bani, de exemplu, te pune într-o stare egoistă, de, da? Competitivitate și hai să fac eu acolo singur și pe cont propriu. Da? Deci, atenție la ce în jurul vostru. Da? Și chiar și simplu fapt că vă redecorați biroul, da, poate să vă îmbunătățească creativitatea. Apropo de aceste forțe ascunse, s-a dovedit că pe parcursul unei zile operăm în mod conștient până la mult de 5%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tot timpul stai pe pilot automat. Acum cred că o lună sau două, am intrat în metrou, pe ușile din față erau două afișe mari pe care scria ușă defect, scria cu roșu, erau niște afișe A4. M-am așezat pe un scaun și am văzut că, mă rog, trenul a pornit, mai multe persoane s-au ridicat și s-au așezat în fața ușilor, dar vreau să coboare la stația următoare. Și stăteam pe scaun și mă uitam la el, așteptam să văd când... el stăteau în fața ușilor, dar așa se scria ușa defectă, da? Și mă uitam la pe fața lor, așteptam să văd momentul ăla când vor citi ce scrie pe ușă, da? Trenul a mers toată stația, s-a oprit și îi văd, nu o să stea acolo. Și au stat, cred că 2 sau 3 secunde, până când au zis, parcă s-au trezit dintr-un vis. Da? Și gândiți-vă că cea mai mare parte a timpului nu suntem prezenți în viața noastră, dar operăm pe pilot automat.
Da? De când ne trezim, intrăm în rutină, spălat pe timp, și ce îmbrăcat, o luăm pe același traseu cu metrou sau cu mașina, ne ducem la birou, intrăm imediat în aceleași probleme și tot timpul avem aceleași gânduri, aceleași... stăm efectiv pe pilot automat. Asta ne face mult mai susceptibili la manipulări de genul celor pe care vi le-am spus mai înainte. Da? De asta, pentru că suntem atenți, pentru că suntem pe pilot automat, ne ducem și cumpărăm mai mult decât avem nevoie sau mergem să negociem cu șeful și, cum se zice, ne-a făcut, da, m-am dus să-i cer o mărire de salariu și am plecat de acolo cu coada între picioare, da, pentru că nu suntem atenți, da, nu suntem pe fază. Și ia să vedem de unde vine partea asta cu inconștiența, de ce suntem inconștienți. O să vă arăt un model simplificat al creierului, dar nu vreau acum în niciun caz să fac o... Al bărbatului cumva? Poftim? Al bărbatului cumva? Al tuturor. Să nu facem discriminări. Da? În general, ca să facem o imagine simplificată a creierului, creierul nostru are o bucată, ca să spun așa, care se află aici la bază, dar este creierul reptilian, acea bucată de creier pe care o au tot și mamiferele și reptilele și toată lumea și care ține efectiv de instinct, da? Deci care gestionează toate procesele care se află în corpul nostru, respirația, digestia, toate lucrurile astea pe care am nebunit dacă am stat să le gestionăm. Și care în principal este preocupat doar de supraviețuire, da? Și de reacția aceea. Când ori întâlnește ceva nou, se întreabă să fug sau să mă lupt. Da? Asta e tot ce îl interesează. După aceea, în mijloc, avem creierul limbic, care se ocupă cu emoțiile, cu gestionarea emoțiilor. Și deasupra este neocortexul, da? Creierul nou. Da? Creierul care a apărut cel mai nou și care ne aparține, cu care ne lăudăm noi oamenii. Care se ocupă de rațiune, de logică, de planificare, toate lucrurile astea raționale și, în principal, partea frontală, da? Cortexul frontal. Unii specialiști vorbesc despre creierul cu trei straturi, iar alții, ca să simplifice și mai mult, vorbesc despre sistemul 1 și sistemul 2. Da? Poate ați văzut cartea lui Daniel Kahneman, gândire rapidă, gândire lentă. El, de exemplu, vorbește despre creierul limbic și creierul reptilian împreună. Da? Tot așa, pentru simplificare, o să vorbesc despre creierul nou, neocortexul și creierul vechi. Hai să vedem care ar fi diferențele dintre creierul nou și creierul vechi. Bineînțeles, creierul vechi are o vechime de 500 de milioane de ani, în timp ce creierul nou a apărut doar de vreo 3-4 milioane de ani. Creierul vechi este rapid, dar limitat, pe când creierul nou este încet, dar deștept. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu, de exemplu, dacă aș scoate această bijuterie care reprezintă o tarantulă, da? Și fără să vă apetez, aș arunca-o către voi sau poate aș face cumva o farsă și aș ascunde-o sub fular. Da? În momentul în care ridici fularul sau arunci chestia asta despre tine, ce faci mai dată? Variații de la urlete, da? Sau cel puțin o tresărire. Da? Pentru că aici intervine creierul vechi, da? Care zice pericol, pericol, pac și acționează. El este genul întâi în pușcă și după aia întreabă. Da? După aia vine creierul nou din urmă. A, dar stai mă, ce te-ai speriat așa? Nu poți să fii o tarantulă într-o oceanărie. A, mă, ce naiba. Da? Numai că vă dați seama că supraviețuirea noastră depinde de reacția creierului vechi, pentru că chiar putea să fie o tarantulă, da? Deci creierul nostru vechi reacționează mult mai repede, creierul nou reacționează mai încet, dar este mai deștept. Da? El este cu cifrele, da? Cu toate chestiile astea abstracte pe care creierul vechi nu prea le înțelege. Da? Când pui cifre sau chestii foarte abstracte, nu, el vrea ceva simplu.
vechi este preocupat de experiența imediată, dar ce se întâmplă acum? Creierul nou are conștiința aceasta că există trecut, prezent și viitor. Deci el poate să gândească la trecut, să planifice pentru viitor, da? Dar creierul vechi e interesat doar de ce se întâmplă acum, da? Și ce ar putea să mă amenințe. Creierul vechi este mereu de veche, da? Chiar și când dormim, dacă se aude un zgomot sau ceva sărit. În creierul nou este cu buton, da? On off. Și când dormim, rațiunea și toate lucrurile astea se pun și ele la culcare. Creierul vechi are reacții automate, da? Inconștiente, pe când creierul nou, bineînțeles, are reacții deliberate, da? Conștiente. El are funcția aceasta de a mă opri să spun ceva răutăcios când văd un coleg pe care nu sufăr, care are o tunsoare foarte caragioasă. Da? Pentru că vine să zic ceva, să iau peste picior, dar creierul nou zice, taci din gură că strici, da, strici relația, da? Da, ține-te. Dar aici apare fenomenul de epuizare a ego-ului. Da? În engleză se spune ego depletion. Și teoria spune că dacă ți-ai petrecut toată ziua luând prea multe decizii și abținându-te de la prea multe lucruri, spre finalul zilei, cantitatea ta de voință, adică cantitatea ta de voință dintr-o zi este limitată, dar spre sfârșit începe să se termine. Da? Și atunci, dacă toată ziua ți-ai petrecut-o abținându-te, da, mă abțin să mă enervez, mă abțin să mănânc o gogoașă, mă abțin să mă încerc ăla, mă abțin, da? Este foarte mare pericolul ca seara să duci să mănânci tu frigiderul sau să faci ceva, da, ceva pe care apoi să-l regreți. Da? De asta gândiți-vă, dacă, de exemplu, aveți o programată, o ședință importantă, un interviu sau ceva în a doua parte a zilei, aveți grijă ca restul în ziua respectivă să nu vă programați prea multe chestii solicitante, da? Sau să aveți să vă programați o zi mai ușoară. Da? Pentru că dacă v-ați spus prea multe lucruri care vă mănâncă din cantitatea de voință care este limitată, când veți ajunge la negociere sau unde vă duceți voi, s-ar putea să negociați mai prost. Da? Sau s-ar putea să nu vă mai puteți controla atât de bine ceea ce spuneți și, și felul în care vă comportați. Creierul vechi este incontrolabil. Da? Adică, incontrolabil în sensul că am văzut ceva, mi-a plăcut, cumva în creierul meu deja am luat decizia că vreau chestia aia. Da? În schimb, creierul meu este controlabil. Asta înseamnă că pot să controlez modul în care învăț, modul în care mă comport, modul în care exersez, nu știu, când am instrument sau orice altceva. În ultimul rând, pentru creierul vechi nu există limbaj. Da? Asta este foarte important. De asta se spune că o imagine face cât o mie de cuvinte. Orice concept care ne vine în minte, în primul rând trece, este procesat în zona sub formă de imagine și abia apoi cu întârziere în zona de limbaj. De asta, de exemplu, uneori aveți în minte imaginea cuiva și nu vă vine cum îl cheamă. Da? Pentru că se procesează cu întârziere. Da? Și asta înseamnă că, și asta s-a dovedit prin scanările creierului făcute prin tehnicile din neuroștiințe, că noi de obicei luăm o decizie pe care o avem cumva la nivel inconștient sau o vedem doar așa cu ochii minții și apoi o traducem în limbaj, adică o explicăm. Doar că, de multe ori, explicația asta este un fel de raționalizare. Adică nici noi nu știm foarte clar de ce am luat decizia asta, ci mai mult le explicăm nouă, dar începem să ne dăm o explicație. Și explicația nu este întotdeauna cea mai corectă sau cea mai potrivită. Da? Adică de asta dau greș cercetările astea tipice cu chestionare, cu focus grupuri, da? Pentru că oamenii ori mint, ori se jenează să spună anumite lucruri,
oamenii sunt influențați, dacă au pe cineva spunând ceva, au tendința să spună și ei același lucru, da? Sau unor pur și simplu nu sunt conștienți de ce au făcut chestia asta, adică nici ei nu-și dau seama de ce îți place ceva. Foarte greu de spus, da? Sau foarte greu să recunoști că ai făcut ceva, mă rog, pentru un motiv în care nu ai vrea să-l dezvălui, da? De aceea, cercetările făcute cu imagistică, cu RMN funcțional, cu electroencefalograme și cu alte tehnici dau rezultate mult mai bune. Mi-aduc aminte când, la un moment dat, când lucram pentru o firmă de vânzări, am dat un chestionar clienților în care trebuia să scrie o notă de la 1 la 5 pentru diverse caracteristici, da, viteză, cantitate, calitate și așa mai departe. M-a distrat foarte tare pentru că un chestionar, cel care completase scrisese de sus până jos 1, 1, 1, 1 și mai scrisese o dată 1 și sub ultima întrebare, da, pentru că scrisese din inerție, că nu se putuse opri, da, deci 1, 1, 1, 1, și nu s-a mai putut opri, a mai scris încă 1, 1, da, și hai să fim serioși, cam așa completăm toți genul ăsta de chestionare, da? Adică cine stă chiar efectiv să se gândească, băi, i-aș da nota 2 sau nota 3, adică, da? Adică nimeni nu face chestia asta, da? În schimb, când măsurătoarea se face cu metode științifice, în scanarea creierului, nu mai poți să mai minți, da? Pentru că asta este reacția aceea, că nu mai poți să mai vedem care ar fi icebergul lucrurilor care ne motivează. Așa, deasupra apei există îmi doresc, vreau, am nevoie, care deja începe să se ducă spre zona inconștientă. Adică uneori știm ce avem nevoie, alteori nu suntem conștienți de ce avem nevoie. Da? Și de desubt, în zona mare, este mă doare și mi-e frică. Da? De asta, nu există o procedură decizională în 6 pași simpli. Și de ce spun asta? Între 2008 și 2009 am făcut un master la ASE. Și atunci am văzut prima dată materia aceasta care se numea comportamentul consumatorului. Și mi s-a părut foarte tare, cu psihologie, wow! Și am decis să-mi fac lucrarea de master acolo. Domnul profesor, scrisese și un manual pe care trebuia să învățăm, bineînțeles, era de genul homo economicus, da? Și ne spunea, domnule, când ai o decizie, da? 6 pași. Ai observat că ai o problemă, strângi informații, le pui la un loc, faci un tabel, da? Dai note, alegi pe aia care are cel mai mare punctaj, cumperi, da? Și după aceea este și o fază ulterioară în care să gestionezi disonanța cognitivă, adică dubiile pe care le ai pentru alegerea făcută. Eu am zis, ok, doar că acum să citesc și alte cărți americane și așa despre subiect, acum scria cu totul altceva. Scria că, domnule, deciziile noastre nu se iau rațional, că oamenii, de exemplu, s-au dat să completeze chestionare și simplu fapt că chestionarele erau tipărite pe altfel de hârtie sau întrebările erau puse în altă ordine, aceiași oameni au dat răspunsuri diferite. Da? Ca să nu mai spun că te dăm exemple din piața reală. Domnul profesor, eu atunci deja lucram. Da? Păi știți că, uitați, de exemplu, la mine la firmă s-a făcut un proces de recrutare. Da? Foarte riguros. Sau de teste, interviuri, da? Persoana de la HR a făcut acolo, a dat punctaj și a prezentat managerului primele 3 persoane cu notele cele mai mari și managerul a ales persoana cu scorul cel mai mare, care a zis, bă, nu mi-a plăcut ea, nu știu, nu am avut, da? Sau o prietenă de-a mea căuta un apartament. A văzut, nu știu, un apartament și în al doilea în care a intrat a văzut un copac în fața balconului. Un copac mare. Imediat s-a zis, mamă, aici vara, o să stau să-mi beau cafeaua la umbra copacului. Aici, pe ăsta, de-aia.
Lumea mi-a zis, bă, da, mai vezi tu, nu, aici, mă simt bine, aici simt eu că, da. Domnul profesor, deci, luam eu deciziile chiar așa, așa, se pare simplu și cu, și cu... Deci vreau să spun că domnul profesor nu voia să mă lase să scriu o lucrare, chestia asta. Și cu Chiu Cuvai am scris un capitol separat care se numea Alte abordări, da? Și nici măcar nu a venit când mi-am susținut teza, da? Dar am luat 10 ca să, da, să fiți... De atunci, aceia erau ani în care nu știam eu de neuromarketing, adică de-abia începuseră toate lucrurile astea. Și acum, în anii mai noi, am văzut că, domnule, am fost o vizionară, da? Adică eu m-am dat seama de atunci, încă nu se știa, dar uite, am intuit că nu se petrec, era de rațional cum am vrea noi să credem, da? Acum, nu știu, 3 săptămâni, a venit un specialist în neuromarketing care a ținut o conferință și spunea că s-a certat cu un prieten de-al lui care a spus, nu, ce domnule, eu sunt o persoană rațională. Și am întrebat, cum ți-ai cumpărat ultima mașină? Zice, băi, am luat vreo 3-4 modele și am făcut un tabel. Și am pus acolo preț, teste, nu știu, notele la testele de siguranță, consum, că ai putere, nu știu ce, am dat note, am făcut media aritmetică, media ponderată, media... Zice, și ce mașină ți-ai luat? Aia de pe locul 2. De ce? M-a plăcut mai mult. Și de-abia când prietenul lui a povestit asta, a avut această epifanie. Băi, stai că, într-adevăr, nu am ales chiar rațional, da? M-a plăcut mai mult. Chiar dacă era poate un pic mai scumpă sau... Da? Ce putem noi să învățăm din toate lucrurile astea? Unul ar fi, bă, creierului îi pasă doar de sine însuși. Da? Îi pasă doar, domnule, îmi faci rău, da? Sunt în pericol și dacă nu-mi faci rău, este prima întrebare. După aceea zice, ok, și ce-mi iese mie dacă interacționez cu tine? Și vreau să vă pun un clip pe care sunt convinsă că l-ați mai văzut.弱成这样，也敢闯江湖？赢了就是我侄儿。 别打你的阿婆拳了，来条 sneakers。 兄弟，怎么样？来劲了。You're not you when you're hungry. Sneakers, get some nuts. Acest videoclip îl petrece 90% din timp creând o scenetă prin care consumatorul se recunoaște. Băi, într-adevăr, când îmi este foame, devin iritabil, mi-a pus să mă concentrez, da? Lucrez aiurea, îmi enervez pe colegii mei, da? Și doar la sfârșit apare Snickers, da? Ia un Snickers, da? E plin de alune. Da? Nu petrece tot timpul spunând Snickers, noi suntem un baton foarte bun, este plin de caramel și că ciocolata se toarnă peste el și gustul este delicios. Da? Ei, asta este greșeala pe care o fac aproape toate companiile și aproape toți oamenii. Uitați-vă pe site-urile oricărei firmă. Firma noastră s-a înființat în 1984. Am început cu 2 angajați. Da? Acum l-am extins în 50 de orașe. Misiunea și viziunea noastră este să devenim lideri de piață
pe piața orice, toată lumea este lider de piață, oferim soluții pentru problemele consumatorului. Da? Asta este o greșeală pe care o fac foarte mulți într-o prezentare, de exemplu. Da? Pentru că când sunt cei mai atenți oameni? La început, da? La început, pentru că sunt mai odihniți, da? vor să-ți acorde o șansă să vadă dacă te pricep la ceva. Tu ce faci? Rănești acel timp prețios, vorbindu-le despre misiunea, viziunea ta, cum te-ai înființat, ce știi să faci. Da? Și în momentul în care panta atenției, curba a scăzut dramatic, am ce spui, cele 10 soluții pentru a vă crește vânzările. Este prea târziu. Da? Este prea târziu. Da? A fost acum vreo 2 luni la o conferință de vânzări și s-a întâmplat ceva, chiar mi s-a părut o glumă. Deja eram foarte în întârziere și urma un domn de la o firmă de, nu știu, cărămizi pentru case. Și a început așa. Suntem foarte în întârziere, așa că o să începem repede și o să încep cu istoricul companiei. Serios! Și a început. Firma noastră a fost înființată în 1900, așa, cărămizile noastre, da? Și toată lumea era, Doamne, pe bune, suntem în întârziere, da? Și toată lumea era plictisită. Dar până a ajuns ea să ne spună tips and tricks-urile lui de vânzări, după aceea era ideea să fiecare firmă de acolo să prezinte idei despre cum să vinzi mai bine, da? Și toți făceau aceeași greșeală. Petreceau jumătate din prezentare despre compania lor. Când s-au înființat, toți erau cu aceeași chestie, da? Deci, ca să fiți altfel, da? Ca să fiți, să vă adresați mai bine clientului vostru, 90% din timpul vostru trebuie să vorbiți despre client. Da? Nou la master, ni se spune tot timpul, vorbiți in the you language, da? Transformați orice me language în you language. Da? Este important să arătați clientului că l-ați înțeles, vorbiți despre problemele lui. Da? Și dacă clientul va înțelege că voi l-ați înțeles, atunci va avea răbdare și să vă ascultă despre cât v-ați înființat voi și care e misiunea și viziunea voastră. De asemenea, ținând cont de ce spuneam despre creierul vechi și creierul nou, s-a demonstrat că ordinea argumentelor este asta. Cel mai bine funcționează recomandările, da? Și testimonialele. De ce? Pentru că atunci când un prieten îți vorbește, du-te la doctorul ăsta, că e foarte bun, sau la avocatul ăsta, sau încearcă produsul ăsta, ce se întâmplă? Creierul meu reptilian înregistrează că este entuziasmat, da? Că este simt, că îi place, dacă are încredere. Da? Și asta contează mult mai mult decât orice fel de reclamă sau broșură pe care și-ar face o doctorul respectiv. De asemenea, pentru că creierul reptilian este preocupat de să vadă acum cum se întâmplă, demonstrațiile, da? Orice vinzi, un soft, orice, indiferent ce vinzi, să-i arăți omului efectiv cum funcționează lucrul ăla, contează mult mai mult decât să-i vorbești despre cum funcționează. De asemenea, datele și cifrele. Cum spuneam, creierul reptilian este rapid, dar cam încet la minte, da? Pentru el, cifrele și datele sunt doar niște noțiuni abstracte pe care nu poate să le rețină. Da? Pentru creierul reptilian funcționează mult mai bine poveștile. Da? O poveste, de exemplu, are în primul rând o structură cu care el e familiar. Început, cuprins și încheiere. Da? Deci poate să înțeleagă care este logica unei povești. Cifrele sunt percepute doar ca bucăți de informație disparate pe care nu poate să le rețină. Da? De asemenea, când vorbim despre date și cifre, în creier se activează două arii care sunt responsabile de prelucrarea cuvintelor și înțelegere. În schimb, când povestim ceva, în creier se activează o grămadă de arii, toate senzorul, motor, olfactiv, vizual, auditiv, da? Pentru că în momentul în care cineva spune o poveste și noi ne simțim ca și cum, deci în creierul nostru se petrec aceleași fenomene, ca și cum am face și noi lucrurile ăla, da? Pentru că ne sincronizăm. Da? Și abia în momentul în care reușim să câștigăm de partea noastră pe cineva printr-o poveste, atunci putem să-i introducem datele și cifrele. Da? Dar câți dintre noi facem PowerPoint-uri cu tabele în Excel, cu bulleturi, cu
text mult, mult și scris mic, lasă în capă, să-mi capă cât mai mult. Nu în ultimul rând, misiunea și viziunea, da? Pentru că, după cum spuneam, creierul reptilian nu cunoaște decât prezentul, nu știe de trecut și viitor, da? Misiunea și viziunea sunt niște lucruri care îi sunt, da, sincer, vă pasă ce vreau să fac peste 10 ani? Nu! Vă pasă doar ce ați putea să câștigați dacă sunteți aici. Să plecați măcar cu singurul lucru care vă este util. Da? Nu vă interesează care e misiunea și viziunea mea despre viață. Da? Și asta este o realitate. Da? Nu mă deranjează lucrul ăsta, mă înțeleg. Da? Deci, țineți minte care este ordinea corectă a modului în care prezentați niște argumente. Creierul nostru, pentru că funcționează ca prin impulsuri electrice, am știut undeva că este că degajă energie cam cât un bec de 40 de wați. Deci cam atâta este energia lui. Da? Pentru că el, săracul, este atât de sufocat de atâtea lucruri pe care trebuie să le facă, da? Toate procesele, plus toți stimulii care îl asaltează, toate deciziile pe care trebuie să le ia. Din cauza asta, adoră categorisirile, da? Stereotipurile. Da? E mult mai ușor să zic corporatistă. Pac, te-a pus într-o... Da? De asta ne place să punem ștampile la prima vedere, da? Prima impresie. Pac, da? Te-ai nimerit într-o zi proastă, too bad, da? Asta e ghinion. Omul deja te-a pus într-o cutiuță. Sunt studii care spun în medie că dacă ai avut o impresie proastă, e nevoie de 21 de interacțiuni ulterioare ca persoana să schimbe părerea. Da? Cine îți dă 21 de șanse ulterioare, da? ca să îi schimbi părerea? Mai ales când vine vorba de un interviu sau... Deci dacă ești deja angajat și ai făcut o boacă, n-ai să spune că mai ai o șansă, mai 21 de zile să schimbi un pic imaginea. Da? Dar când sunt situații de-astea în care depinde foarte mult prestația ta de alegerea pe care o vor face ceilalți, trebuie să fii foarte, foarte atent. Și creierul operează cu foarte, foarte multe scurtături mentale pe care le numim bias-uri sau le numim euristici sau prejudecăți, cum vreți să le spunem. Și o să vă spun repede câteva, sunt sigură că le știți. Una este bias-ul confirmării, adică dacă suntem convinși de ceva, după aceea toate informațiile pe care le primim le filtrăm prin asta. Adică ceea ce ne convine, ceea ce confirmă, ceea ce știm, acceptăm. Da? Uite, studiile, ți-am zis eu că studiile spun că așa. Da? Iar ceea ce nu, ceea ce contravine, respingem. Zice cineva, bă, uite, și studiul ăsta spune contrariu. E, studiul ăsta nu a fost suficienți oameni, nu s-a făcut suficient de corect, deci găsești un mod de a respinge această idee. Biasul similarității. Da? Ne plac oamenii care sunt similari și nu numai că ne plac, dar proiectăm asupra lor tot felul de lucruri. Adică credem că dacă un om este similar cu noi, are aceeași vârstă sau... Da? Ne plac aceleași lucruri care ne plac și nouă. Da? Sau îi acordăm din start încredere pentru că seamănă cu noi sau pentru că am descoperit că s-a născut în același sat cu noi. Da? Ceea ce de multe ori poate să ne aducă, adică să facem greșeli. Da? Pe asta se bazează excrocii, da? Când vin îmbrăcați la super costum și fac tot felul de... Da? Te păcălesc, pentru că tu crezi că sunt niște persoane super ok. De asta, de exemplu, se spune că trebuie să te îmbraci conform cu locul în care te duci. Dacă te duci la o bancă, te îmbraci în costum, dacă te duci la o firmă de IT sau de publicitate, te îmbraci mai casual, da? Pentru că oamenilor nu le place să te vadă altfel decât ei. Da? Că în momentul în care te văd altfel, nu-ți mai acordă încredere. Nu în ultimul rând, bias-ul disponibilității. Asta înseamnă că tindem să luăm în calcul numai lucrurile pe care le-am, adică ultimele lucruri pe care le-am auzit sau lucrurile care sunt disponibile. Da? S-a făcut la un moment dat în Marea Britanie un top al... S-a cerut oamenilor să spună care sunt melodiile lor preferate din toate timpurile. Și în culmea, în topul ăla, trei dintre melodii erau ale un
unei trupe de care acum nu se mai, știe nimic, da? Doar că trupa aia s-a nimerit că în perioada era, avea foarte mare succes. Da? Și oamenii atâta și-au putut aduce aminte, pentru că era ultimul lucru pe care îl auziseră și care era la îndemână. Da? Și de asta se spune că dacă nu ești pe Google, pe Facebook, nu existi. Da? Adică degeaba ești tu foarte bună, dacă, informația despre tine nu este disponibilă, da? Oamenii n-au cum să nici să te știe, nici să te rețină. Da? Și cam decât atât, în general, oamenii rețin ultimul lucru pe care l-ai făcut, da? ultima interacțiune pe care au avut-o cu tine. Mai sunt și alte bias-uri frumuseții, de exemplu, faptul că s-a dovedit așa că bărbații înalți au mai multe funcții de conducere și salarii mai mari. Deci, automat, când vedem un bărbat înalt, îl considerăm lider. Da? Este ceva foarte supărător așa că te gândești la asta, dar s-a făcut statistic, da? S-au urmărit persoanele cu funcții de conducere din diverse companii și ce înălțime avea și toți, adică ce înălțime avea peste 1,90 m. Este ceva ce nu putem să controlăm, e pur și simplu în afara voinței noastre. Deci concluzia, care nu știu cum vi se pare, este că între 80-95% din deciziile noastre sunt luate pe fond emoțional și mai mult decât atât, inconștient, adică nici măcar nu ne dăm seama. Da? Adică există această teorie pe care cred că o știți, că nu există liber arbitru, de fapt. Da? Pentru că noi deja am luat hotărârea la nivel inconștient și de-abia apoi când ajungem în zona de limbaj, ne-o explicăm. Da? Ne justificăm, exact, o raționalizăm. Acum, bănuiesc că o să mă întrebați, dar ne ajută la ceva neocortex ăsta, adică ce mai facem cu el, da? Dacă săracul, da? Creierul nou are două funcții foarte importante. Una este că el e responsabil cu colectarea și analiza informațiilor. Da? El e cel care face tabelul ăla cu toate tipurile de mașină, dă note, da, face toate lucrurile alea. Dar, asta să spuneți ce bine ar fi să nu avem emoții, că să putem să luăm decizii foarte rațional. Dar s-a arătat că, fără emoții, nu suntem în stare să luăm decizii. Adică, o persoană care s-a lovit la cap și a fost afectat centrul emoțiilor, după ce și-a revenit un pic, s-a dus la servici, părea ok, da? Și era în stare să stea o zi întreagă cu două dosare în față, nehotărându-se cu care să înceapă. Da? Pentru că, în lipsa emoțiilor, de exemplu, dacă avem două mașini din care vrem să alegem, putem să stăm toată ziua, să spunem, mașina asta e mai ieftină, da, dar asta arată mai bine, da, dar asta consumă mai puțin, da, dar asta, da, și să ținem tot așa. Până intervine emoția în care spunem, bă, dar asta îmi place mai mult. Da? Sau, uite, pentru mine contează siguranța și atunci o aleg pentru că are o telefonă la testele de siguranță. Da? Deci, întotdeauna emoția este cea care până la urmă, are cuvântul final. În lipsa emoției, rămâne pur și simplu într-o listă din aia cu pro și contra și o ținem tot așa. Da? Și, apropo de free will, creierul totuși are funcția de free want. Adică, free will în engleză înseamnă liberul arbitru și, bineînțeles, will înseamnă și, este și verbul a vrea, este și forma pentru viitor, voi face ceva. Și oamenii de știință au spus că totuși creierul nou are funcția de free want, care nu se poate traduce în engleză, dar în română. Dar are funcția de a spune stop, adică, ok, deja am văzut prăjitura asta minunată, mi-am gândit să o mănânc, adică deja, uite, am luat decizia că îmi place și vrea să o mănânc, dar vine creierul și spune, băi, oprește-te, că o să-ți pară rău, da? O să te îngrași, nu să mai încapi în blugii tăi preferați. Da? Cât de mult funcționează free want-ul depinde de noi, da? Depinde de cât de conștienți suntem, depinde, ne întoarcem la procentul ăla de cât suntem prezenți în viața noastră. Da? Dacă nu suntem prezenți în viața noastră, atenție, aici intervine toată chestia asta cu mindfulness-ul, cu meditația, cu a fi prezenți, a fi atenți, da?
cât suntem mai puțin prezenți, cu atât suntem mai susceptibili să cădem pradă manipulărilor, să cumpărăm mai mult decât am intenționat și toate lucrurile astea. Și când ne trezim să ne întrebăm, de ce am cumpărat 5 bluze de care nu aveam nevoie? Sau, de ce m-am dus la șeful meu și am plecat cu coada între picioare și ce mi-a zis că m-a făcut din bunde, m-a făcut din bunde. Da, pentru că nu am fost acolo, pe fază, să negociești, să fiu atent la ceea ce fac și la ceea ce zic. Și, ca și concluzii, da? Prima este că nimeni nu-i pasă de brandul tău personal. Da? În sensul că, da? Nimeni nu are chef să te audă cum așa despre tine. Da? Cât ești de frumoasă, deșteaptă. Toată lumea este interesată de ce poți să faci pentru mine. Da? Oamenii vor să știe, vor să vadă cât te-ai interesat de ei, că i-ai înțeles, că le-ai înțeles nevoile, măcar te-ai străduit, da? Și că le oferi ceva care este realmente util pentru ei. A doua concluzie este că promovarea, da, este doar o parte din procesul de branding personal. Da? Ca și în marketing, lucrul ăsta este înțeles destul de greșit. Când vedem o reclamă la televizor, spunem, a, e marketing. Nu, marketingul are patru procese. Produs, piață, preț și promovare. Da? Deci întâi trebuie să-mi înțeleg consumatorul. După ce îl înțeleg bine, trebuie să creez un produs care să răspundă nevoilor. Trebuie să mă gândesc cum îl fac, cum îl produc, cât mă costă, ce preț îi pun, pe ce canale îl distribui și abia la urmă fac promovarea. Da? Și exact la fel este și procesul de branding personal. Trebuie să trecem de ideea asta că a face branding personal înseamnă doar să te lauzi, să vorbești despre tine. Da? Că este doar că e doar despre cei care vor să fie fotbaliști, vedete de televiziune. Da? Nu e vorba despre celebritate, e vorba despre a înțelege clientul și este vorba despre ceea ce se numește user experience. Da? Experiența utilizatorului, experiența de zi cu zi. Practic, colegilor tăi, șefului tău, clienților tăi, nu le pasă ce zic pe Facebook sau dacă a apărut la televizor sau dacă a apărut într-o revistă. Pentru ei este importantă experiența de zi cu zi. Cum e să lucrezi cu tine? Da? Cum te comporți la stres? Dacă te-ai certat cu nevasta dimineață, vii nervos la serviciu și te răzbuni pe oamenii tăi din subordine? Da? Cum lucrezi? Ești o persoană, cum spun americanii, high maintenance, adică tot timpul ai nevoie să fii giugiulit, împins de la spate, mângâiat pe cap, motivat, sau ești genul care se descurcă, ești pe confort, este genul intraprenor, da? O persoană care, chiar dacă nu este antreprenor, se comportă ca unul dintre unei organizații. Da? Deci mai important pentru oameni, procesul de branding personal, este care este experiența lor de zi cu zi. Da? Și aici intervine inteligența ta emoțională, și toate aceste cunoașterea acestor lucruri, acestor fine. Când faci branding personal, nu te concentra doar pe expertiză și pe vânzare. Am foarte mulți prieteni pe Facebook care au business-uri personale și care nu postează decât atât. Despre produsele lor, evenimentele lor, citate motivaționale, invitații la evenimente și ce mai departe. Eu nu pot să răspund la întrebarea: măi, oamenii ăștia sunt umani, adică sunt reali, da? Adică, în momentul când faci branding personal, lasă pe oameni să vadă partea ta umană, da? Ce fac oamenii ăștia pe Facebook este echivalentul cu a lucra într-o firmă și niciodată să nu ieși la masă cu colegii tăi, da? Niciodată să nu vorbești despre copiii tăi, despre pisica ta, despre hobby-urile tale, da? Deci, în momentul în care tu crezi că ești profesionist, domnule, eu vorbesc doar despre business-ul meu, da? Sunt o persoană profesionistă, logică, vin cu cifre, fapte, da? Ești ca o foaie de hârtie care are doar față versul. Nu ești o prismă, da? Un cub mai adâncime. Dar deci întotdeauna, vedeți, este diferența, de exemplu, doi profesori universitari care prezintă același lucru. Unul este foarte rigid și dictează, da, iar altul vine, vorbește cu oamenii, mai pune o poză, mai face un experiment. Da? Dar este aceeași informație pe care o prezintă. Da? Pe cine va plăcea lumea mai mult? Da, evident, pe cel care știe să se arate uman. Da?
Și o să închei cu un citat din Antonio Damasio, care este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de din neuroștiințe și printre primii care a demonstrat că deciziile se iau pe fond emoțional și inconștient și care spunea că nu suntem mașini gânditoare care simt, ci mașini simțitoare care gândesc câteodată. Da? Sper că informațiile pe care vi le-am dat au răspuns un pic la întrebările acelea despre cum pot să înțeleg mai bine clienții, cum pot să comunic mai bine cu ei și cum pot să devin, să mă fac mai plăcut. Și aș vrea să spuneți ce părere aveți despre ce v-am povestit. Foarte interesant. Iulia, ai dat exemplu celui care și-a făcut tabelul de autoevaluare a unor mașini și până la urmă a ales ceva care a plăcut. Ar fi putut pune pe una din coloane și aspectul ăsta ca un fel de parametru, dacă îmi place, pe o scală de la și atunci ar fi intrat în schemă. Adică asta emoțională ajunge la un moment dat să fie măsurat? Este foarte greu. Adică este ca și cum întreb pe cineva de ce îți iubești soțul sau soția. Este foarte greu să cuantifici, să spui pe o scară de la 1 la 10 îl iubesc pentru că da, și nu prea poți să faci. Adică din moment ce pui emoția în tabel, deja ai adus-o la nivelul rațional. Da, adică ai scos-o din emoție și ai adus-o la nivelul rațional și încerci să o cuantifici. Dar băieții o făceau, mai ales când erau tineri. Care băieți? Noi băieți. Dau note. Avem că dau note de 2, 3, 5. Da, e foarte interesant. Și proba că tu la mine. Da, și nu mai dăm note, recunosc. Când am fost la Hamburg, am început masterul de neuromarketing, mi s-a pus un clip pe care l-am cerut, dar au spus că nu au voie să mi-l dea și mi-a părut foarte rău. Era o secvență dintr-un film cu James Bond, Casino Royale, o scenă în care iubita lui, nu știu, era foarte stresată că o fugărise rău, nu știu ce, și s-a ascunsese în baie și stătea și plângea rezămată sub duș, da? Și vine el, se așează lângă ea, o ia în brațe, dă drumul la apă caldă, da? Era așa. Și de desubt, secvența aceea se arătase unor voluntari, mă rog, unor persoane din plus într-un studiu, cărora li se puseseră electrozi, da? Și se înregistrase care erau reacțiile creierului când vedeau imaginele, da? Și era cu roșu erau femeile și cu albastru erau bărbați. Era foarte, foarte interesant să vezi că undele cerebrale variau total diferit, da? Adică la aceeași scenă, deci că vedeai în timp real, da? Erau, da, și scenele care erau unor femeilor îi se păreau mai romantice sau așa, bărbaților nu îi se păreau sau invers. Și a fost foarte interesant că la un moment dat, spre sfârșitul scenei, camera se dă înapoi, da? Deci era într-o baie, da? Și la un moment dat, într-un colț, se vede pasul de toaletă, da? Deci eu, moment în care la femeie a făcut așa, nu le-a plăcut deloc, ce caută pe ce acolo pe scena asta, da? Dar ce era și mai interesant este că după ce am văzut, prezentatorul ne-a întrebat pe femei, ați observat pasul de toaletă? Și noi, ce pas de toaletă? Nu am văzut, da? Și asta este fascinant, da? Că, practic, dacă ar fi arătat scena aia, și după aia ar fi zis, vă rugăm să completați un chestionar, să spuneți ce scenă v-a plăcut cel mai mult, da? Sau ați observat vasul de WC sau ceva, e clar că rezultatele ar fi fost total diferite, da? Adică cine mai să-și amintească în secunda aia când el a luat-o în brațe, eu m-am simțit pe o scară de la 2 la 5, da? Deci nu ai cum să faci chestia asta, da? Și faptul că vedeai în timp real care este reacția creierului când vedea scena, e ceva fascinant și este o tehnologie care se folosește frecvent la toate filmele. Deci toți când fac seriale, și mai ales seriale, da, testează tot timpul ce se întâmplă mai departe sau care e finalul. Da? Și întotdeauna, adică nu lansează pur și simplu pe piață, ci întâi testează să vadă care ar fi scena dorită. Da? Alte întrebări sau
dacă mă pot să vă răspund. Deci important e să fim prezenți. Da, îmi pare bine că dacă asta este singurul lucru pe care am reținut, este foarte serios vorbesc, este foarte important. Sper ca de acum înainte să fiți mai atenți la ce se întâmplă în jurul vostru, da? Și să fiți conștienți că toate lucrurile astea mărunte vă afectează modul în care performați și cum sunteți văzuți de oameni. Da? Adică, ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să fiți pregătiți și rațional, dacă nu trebuie să fiți pregătiți cu date și cifre și cu misiune și viziune, da? Pentru că dacă nu sunteți pregătiți, ok, degeaba creați această apropiere, dacă oamenii după aceea văd că nu sunteți pregătiți să și livrați, da? Dar întâi începeți cu partea soft. Da? Bun, atunci vă mulțumesc. Soluție pentru clienți. Poftim? Soft, umană, soluție pentru clienți și mai apoi... Și vorbiți în limbajul tu, nu în limbajul eu. Nu despre mine, ci despre tine. Adică se cheamă branding personal pentru a fi deosebit de brandingul de produse sau de companii. Dar nu înseamnă că trebuie să vorbești despre tine. Da? E personal, dar nu e chiar adevărat. Nu e personal să zic că este despre mine, este despre tine. Ok, vă mulțumesc foarte mult. Și o pagină care se numește Neurobranding Personal cu Iulia Bertea. Am și un blog. Mă puteți găsi acolo. Și vă mulțumesc foarte mult.